Bună seara și bine m-am găsit la emisiunea extemporală la Democrație. Discutăm în această seară despre educație. Invitat la Vinul Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Ieșean. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara. Bun, ultima dată mi-aduc aminte, v-am avut invitat perioada protestelor de anul trecut. Nu știu, cred că ați fost chiar de mai multe ori atunci, pentru că a fost o perioadă încinsă și copiii, dar și profesorii, dar și părinții erau interesați dacă se dau examen. S-au dat până la urmă. Nu cred că își făcea nimeni vreo iluzie că va fi ratat anul. Întrebarea e în ce punct sunteți acum și cât reprezintă majorările salariale din cât ați cerut? Da, dacă facem o evaluare și cu următorul procent pe care îl vom avea de la 1 iunie 2024. Calculele pe care noi le-am făcut ar fi undeva între 50 și aproximativ 60%. De ce? Dacă luăm, a spune eu, rezonabil pentru dacă, o economie care nu are o inflație de 70-80%, e în regulă. Bun, și aici sunt niște nuanțe, vom vorbi și de asta, dar trebuie să ne raportăm, evident, la salariul de dinainte de grevă. Prin raportare la acel salariu vorbim de această creștere de care vă spuneam. Salarii care, țin minte că am spus și atunci, erau foarte mici. Foarte adică mici, nu da. Există așa în educație, în sănătate s-au mai ridicat salariile, au crescut, dar în învățământ, în educație și vorbim, am mai spus chestiunea asta, domnule, dacă nu reușim să avem un corp profesoral puternic, că cu salarii mici nu faci nimic. Era una dintre temele permanente pe care le aveam de discutat, de dezbătut în emisiunile nu doar ale dumneavoastră, ci în general ale tuturor televiziunilor, tema salarială, și nu mă refer aici doar la ultimii ani, ci cred că putem face o evaluare din ultimii 20 de ani și nu aș greși spunând acest lucru. Bun, cu acest procent. Din acest punct de vedere, noi am fost probabil categoria cea mai lovită, mă refer în special la categoriile care tot s-a vorbit că ele contează în ecuația unei societăți. Educația prioritate națională. Da, mă rog, în ecuația unei societăți moderne, evident că ți-ai dorit sau te-ai aștepta să ai o categorie mai bine plătită, când vorbim de profesori în special, sau când te referi și în general la toți salariații din învățământ, ceea ce știm cu toții nu s-a întâmplat. Din acest punct de vedere, poate procentul la o primă vedere ar putea părea mulțumitor, consistent. Dar de altfel noi am fost și cei care am invocat 60% în fața prefecturii. Poate ați fost și dumneavoastră la protestele pe care le-am avut și poate vă amintiți. La majoritatea. A fost unul dintre procentele pe care noi le-am solicitat, plecând de la ceea ce de la afirmația care era doamnei ministru Ligia Deca, care a făcut referire la faptul că acea grilă negociată anul trecut între Federații și Ministerul Educației ar fi trebuit să aibă o majorare medie de aproximativ 60%. Evident, bazându-ne pe acea afirmație a doamnei Ligia Deca, am solicitat acest procent. Acum el a fost și un risc atunci, mi-aduc aminte, că situația era extrem de încinsă, oamenii erau extrem de nemulțumiți. Puțin mai credeau în promisiuni. Da, dar cred că ați și semnat ceva, noi ne-am bazat în acel moment, probabil că greva ar mai fi continuat, dar a apărut acea ordonanță, ordonanța 57, pe care noi am solicitat-o ca o garanție, nu ca o promisiune, deci ca o garanție legală. Acum, și evident, au mai fost legi care nu au fost respectate. Știu, dar că acea garanție punea problema unei majorări imediate de la 1 iunie. Mm-hmm. Prin urmare, nu prea mai aveau ce să facă din acest punct majorare, de vedere. Dar ei puteau să spună după aia, băi, dar asta că nu... De acord, dar suntem aici în punctul în care constatăm că am mai avut și majorarea de la 1 ianuarie și va mai fi, evident, și majorarea de la 1 iunie. Prin urmare, dacă plecăm de la aceste promisiuni pe care le avem în ordonanța de care vă spuneam, cel puțin în acest moment noi putem considera că parțial, și atenție, aici voiam să ajung, parțial, guvernul și-a îndeplinit obligațiile. De ce spun parțial? Imediat vă lămuresc. Dacă citim cu atenție ordonanța, și sper să o facă și eu, mi-aș dori foarte mult ca noi, ca și federații, ca și sindicate, să nu uităm obiectivul următor, pentru că eu voi putea face afirmația că această grevă a fost
un adevărat succes dacă va urma în anul 2025 încă o creștere de 20%, cel puțin. Și am să explic de ce. Pentru că în ordonanța 57 avem precizat foarte clar încă două majorări. Două majorări egale. Logic, matematic. Dacă în anul 2024 am avut 13+7, evident că în anul 2025, cel târziu, noi va trebui să mai avem încă o majorare de 13+7 sau, mă rog, 20%. Bun, chestiunea asta ați discutat-o. Nu, dar chestiunea asta este în lege. Că, atenție, doar că vine după alegeri. Știu. Doar că în ceea ce privește a doua majorare, pentru că asta este și una din temele discuției sindicale, la a doua majorare nu apare un termen precizat foarte clar. De ce nu apare acest termen? Pentru că Guvernul României tot a promis că va veni cu acel proiect al legii salarizării și evident că acolo făceai reglajele în ceea ce privește aceste procente. Din această perspectivă, eu cred că noi trebuie să avem o abordare pragmatică. În ce sens abordare pragmatică? Dacă guvernul nu va veni cu acel proiect al salarizării bugetarilor, evident, ceea ce rămâne este acea obligație față de noi și anume aceea de a mai acorda și această ultimă majorare de cel puțin 20% la care făceam referire. Dacă va veni proiectul legii salarizării, evident că vom vedea unde stăm, în așa fel încât să vorbim de cel puțin 20%, evident de această dată pe o grilă a salarizării bugetarilor. Asta ca să vorbim despre înțelegeri sau promisiuni, legi, ordonanțe respectate până la capăt. Până în acest moment, dacă ar fi să facem o analiză de etapă și la 1 iunie va fi acordat acea și nu am niciun dubiu că acest lucru se va întâmpla. Bun, doar dacă peste o lună și nu cred că... Da, cred că ați avut discuții. Nu există niciun fel, sigur, nu există niciun fel de... Că... Sunt banii prinși în buget. Deci știți cum e? Nu. E și înainte de alegeri, ar fi Da, dar cred că nici nu ar mai, s-ar mai putea juca prea mult cu focul. Da, plus că e în perioada aproape de examen. Deci din această, am făcut o analiză punctuală a etapelor, la care să nu uităm, ar trebui să mai adăugăm și acel proiect cu acea primă de dezvoltare profesională, acei 1500 de lei pe care i-am primit în luna octombrie. Mm-hmm. Nu este foarte și clar pe care urmează să mai primim cel puțin 2 ani. În fiecare an? Da. Și în octombrie 2024, inclusiv. Am înțeles. Mi-e clar, după ce s-a întâmplat de la 1 ianuarie și nu doar pe zona educație, în general, și pe zona bugetară, dar și în zona privată. Da. Că pare să că vor umbla sau se vor întâmpla niște lucruri, taxe, impozite, majorări, că știți cum e, după alegeri aflăm și noi adevărul despre visteria țării. Dar nu trebuie să treacă alegerile pentru că adevărul îl putem afla și acum. Adevărul este simplu, știm cu toții. Acum știți cum e... Nu, adevărul este următorul. Guvernul, pentru a-și asigura resursele bugetare, din păcate recurge la împrumuturi. Constant recurge la împrumuturi de pe piața internă sau de pe piața externă. Atenție, nu merge la infinit chestiunea asta. Nu va merge la infinit, așa este, dar asta nu e treaba noastră. E treaba guvernului să-și drămuiască resursele în așa fel încât să gestioneze corect resursele. Dacă aș putea să vă spun și unde ar fi zone de tăiat. Bun, ok, ajungem și acolo, poate. Dar sunteți, acum, realist, sunteți optimist? Da, realist, dar n-am înțeles de ce în acești ani, tot pe baza acestui realist, sau de ce doar în principal o anumită categorie, și mă refer la cea a salariaților din educație, a trebuit sacrificată constant, doar pretextându-se acel număr mare, pentru că, vă spun, pentru că atenție, tot timpul s-a invocat numărul mare, de parcă un sistem ca educația în orice țară ar fi un sistem mic sau insignifiant. Peste tot, când vorbim de educație, vorbim de un număr mare de oameni, evident. Bun, și asta deci de peste cap cumva și finanțe. Nu, asta a fost, dacă au invocat-o ca o scuză tot timpul pentru a ține învățământul și, vedeți, poate acesta este și unul din motivele pentru care trebuie să recunoaștem că vorbim de o anumită diluare în ultimii ani a calității pe care tot o invocă anumită zona, acolo. O anumită zona societății. Bun, hai să lămurim acum. Deci la momentul ăsta,
Care e starea de spirit? Nu, nu mă refer că nu se pune problema unui protest sau ceva, dar ce spune lumea? E în acest moment se așteaptă, relativ mulțumită în acest moment, ceea ce în acest moment evident că acum vorbim de niște diferențe salariale între ceea ce am avut și ceea ce așa. Dați-ne așteptăm câteva exemple, nu știu, la cât s-a ajuns, spre exemplu, un învățător, un profesor. Bun, dar un profesor cu gradul didactic întâi cu peste 25 de ani vechime, fără gradație de merit, fără diligenție, are 6.100. Asta ce e? Net, net, vorbim de net. Mi se pare un venit bun. Iar în anul 2023, același profesor avea aproximativ 4.300. Da. E o creștere cu nivelul de care vă spuneam, cu majorarea de la 1 iunie, vom vorbi de aproximativ 6.700 de lei, 6.600 de lei. Uh-huh. Dar la 1 iunie cât ar? 7%. 7%. Ar veni 42, mă rog. Aproximativ 6.500-6.600 de lei ar fi. La un salariu acum, de câteva acum, mii de lei, 7% dumneavoastră e. Spuneți că este un venit bun, dar, bun. Dar pentru că suntem în zona unui dar, am argumente să vă spun de ce totuși vorbim de un vârf al piramidei, vorbim de 25 de ani vechime într-un sistem foarte, un sistem foarte greu, cu foarte multă uzură psihică în primul rând, și care, spune eu, nu reflectă efortul depus în acești ani. Să nu uităm, totuși vorbim de 25 de ani de muncă. Da, hai să vorbim puțin la și despre catedră. Profesorii care intră, pentru că aici e o discuție, domnule, cât sunt de motivați tinerii să vină în... Până acum am constatat sau am văzut că nu prea erau motivați. Cât câștigă un debutant? Sau... Da, una dintre problemele mare ale învățământului a fost în anul 2000 sau până în anul 2023 la problema salarizării debutanților. În principal a debutanților, pentru că anul trecut cam în aceste zile vorbeam de un salariu de 2300 de lei la un debutant. Ceea ce e o mizerie. Păi, asta nu e salariu. Da. Nu știu, asta era. Ajutor de șomaj. 2300 de lei. După majorarea de care vă spuneam, debutanții vor atinge aproximativ 4000 de lei. Mm-hmm. Deci aici aproape o dublare la ei. Da, vorbim de o creștere mai mare, ceea ce este foarte bine. Da. Dar este foarte bine pentru de unde s-a debutant, și pentru o plecare. Până la urmă sunt 800 de euro. Dar dacă ne dorim totuși un sistem atractiv, părerea mea este că ar trebui să avem în vedere cel puțin 1000 de euro pentru un debutant. Deci încă 1000 de lei. Încă aproximativ 1000 de lei ca lucrurile să arate cât de cât bine, cu tot ceea ce implică toată scara salarială. Acum vom vedea examenele de intrare. Va fi foarte interesant de văzut care în va fi concurența. Și acum e interesant că până acum la 2300-2000, așa cum spuneați, 2000-2000 și un pic. Era concurență, vorbeam de o concurență pe anumite discipline, dar da, aveam și foarte multe discipline la care dar acum întrebarea e ce simțiți, ce... Nu pot să vă spun în acest moment. Vom vorbi ce... Oricum vom vedea ce ne va fi interes mai mare datele ca anul trecut sau ca anii trecuți. Asta e clar. Așa ar fi normal. Dacă lucrurile vor rămâne ca anul trecut, ar trebui să ne dea foarte mult de gândit acest aspect. Dacă nu, vom vedea o concurență mai mare pentru accederea în învățământul preuniversitar. Da. Pentru că asta va duce... Nu va fi o chestiune rapidă. Va duce la creșterea calității. Oameni mai buni, oameni mai motivați. Da, că până va duce la creșterea calității, dar vedeți, trebuie să avem în vedere și învățământul rural, pentru că cele mai multe probleme, spunem noi, le găsim în zona și rurală. Și rezultatele cele mai slabe, până la urmă, de acolo apar. Da, dar avem explicații multiple pentru acele rezultate mai slabe. Aici nu e vorba doar de profesor. Corect. În primul rând, foarte mulți familii, români plecați și copii care stau cu bunica, cu fratele, cu sora. De altfel și riscul de abandon școlar este mult mai ridicat în mediul rural decât în mediul urban. Da, din păcate școala nu mai e pentru mare parte din în anumite din zone, să o spunem foarte direct, n-am avut la anumite discipline sau nu avem la anumite discipline încă profesori calificați. Vedeți, poate anul ăsta va fi vorbabul. În așa fel încât și un copil din acea zonă să aibă toate condițiile. Bun, nu doar cu salariile astea am putea avea, nu știu, poate să se ocupe lucruri pe care eu repet, domnul Florin, dezechilibru, asimetria dintre mediul rural și mediul urban, eu tot constat de
Bun, mulți ani, că aici, de decenii. Din nefericire, nu e în educație. Și în sănătate, bun, acum nici nu poți să faci un spital la nu știu unde, nu dau nume. Nu vorbim, și, da. Și dar pe zona economică, e adevărat, pe zona de dar afaceri. Nu poți să aduc, nici nu poți să transform niște copii în navetiști de la 7-8 ani. Corect, nu, dar asta spun, că aici în educație, aici e vorba de, bun, ar trebui o strategie. Poate cineva trebuie să ne spună, bun, și resursele sunt la un moment dat limitate, de da, acord. Da, nu pot face școală cu, nu știu, 15 copii. Dar dai, în Estonia s-au făcut școli pentru 2 copii. Avem școală pentru 2 copii. Deci nu asta trebuie să ne pună pe gânduri, școală să nu uităm fizică o investiție. Sau pe online, că acolo nu, școală fizică cu profesori în, care deci merg. Care se duc, da, și categoric, pentru 2 elevi. Da. Vedeți, o abordare diferită. La noi, dacă aveai sub un anumit număr de elevi, desfințai școala și îi transformai în navetiști. Bun, dar cum ați vedea problema, de exemplu, școlilor sau liceilor, dar școlilor în general, cu, nu știu, probabilitate zero, cu rezultate nu mediocre, sub nivelul mării? Ce ar trebui la făcut ce vă referiți? La, păi, ce ar trebui făcut dar cu, nu, cu școlile de, alea? Vă referiți la rezultatele de la bacalaureat și evaluare? Foarte puține școli au avut. Foarte 3, puține, 4, ceea ce, 5. Dar asta da, nu bun, nu, poate haideți că, să, da. Da, chiar și 10%, 15% probabilitate. Da, haideți să, da, de acord, dar să nu uităm, de obicei, acele școli la care faceți referire sunt în mediul, nu neapărat în mediul urban. Eu nu știu o școală în municipiul Iași care la evaluare sau bacalaureat în anul 2023 să fie avut probabilitate zero. Bun, dar mai sunt grupuri. Da, bun. Bun, nu, 10-15% mai sunt grupuri. Dacă vorbim de bacalaureat, nu putem avea o abordare, o analiză generalizată, pentru că trebuie privit fiecare caz în parte, fiecare mediu în parte. Dacă vorbim de mediul rural, dacă vorbim de mediul urban, dacă vorbim zona învățământului tehnic, dacă vorbim zona învățământului teoretic, să nu vă mire că sunt elevi din învățământul tehnic pe care, sau la care problema bacalaureatului nu este una, sau accederea bacalaureatului nu este o problemă vitală. Dacă este, este, dacă nu, nu. Ei se mulțumesc și cu acel certificat profesional. Da. Acel certificat care le poate asigura o meserie, calificarea într-o anumită meserie. Păcat dacă tot ai... Ba da, dar asta este și abordarea personală pe care noi nu putem să o judecăm. În definitiv, da, bacalaureatul este facultativ, nu este o opțiune obligatorie. Da, cred că ar fi bine să... Ar fi bine, asta ar fi de dorit, normal. Ar fi bine, poate, cât mai mulți tineri să acceadă chiar mai mult, sau să vrea mai mult. Din acest punct, perspectivă, evident că rezultatele de la bacalaureat și de la evaluare din anul 2023, eu apreciez că au fost foarte bune. Avem rate de peste 80%. Bun, unii au spus că și subiectele au fost mai abordabile. Știți cum e? Există subiect ușor dacă îl știi și dacă ai învățat. Dacă nu știi și nu ai învățat, nu există subiect adevărat, ușor. Da, acum există subiect neapărat ușor, dar de trecut, dacă subiectul e ușor. Adică poți să obții un 5 acolo dacă lucrurile dar, sau 6 cât trebuie. Să știți că și în Statele Unite și în Germania sau Franța există și acolo anumiți elevi care nu promovează examenele. Bun, deci revenim la chestiunea că trebuie să luăm pauză și apoi ne întoarcem și discutăm poate și despre sursele de finanțare, dacă de unde mai putem. Revenind așa și dacă ar fi să facem o concluzie, spuneți că oamenii pentru etapa asta sunt relativ mulțumiți, să spunem, dar privesc cu, sau mă rog, au așteptări în continuare, nu că dacă s-au mărit niște elevuri, s-au ajuns la 5-6 mii de lei, 4-5-6 mii de lei, asta înseamnă 2-3-4 ani, aici rămân. Eu, deocamdată, deși sunt, cum ați observat și dumneavoastră, mai mult ca sigur că va fi acea majorare din iunie, bun, asta aștept să fac analiza de etapă după acea majorare. Da, bun, luăm o pauză, apoi ne întoarcem și chiar vreau să sunt curios că ați și provocat cumva, ați spus că ați avea surse de finanțare dacă educația ar trebui să primească mai mulți bani, că toată lumea spune că nu, dar de unde? Hai să vedem ce spune Lavinia Lăcusta, dar luăm pauză, apoi ne întoarcem.